Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de PlayerUnknown's Battlegrounds. Ne ducem în această direcție, deci avem practic toată harta la dispoziție, fie că ne ducem sus, fie că ne ducem jos. Băi, dacă vreau să fiu 100% sigur, mă duc aici. Așa că o să calculăm noi traiectoria. Jump! Singura chestie e că nu sunt foarte sigur dacă o să trec peste orașul acela. A, ba da, uite. E acolo, aici o să se ducă toată lumea. Noi o să trecem peste și ne ducem în direcția aia. Stați liniștiți, am 4 frame-uri. Așa e gaming în 2017. Tu te gândești că am 4 frame-uri. Bine că și filmez, știi? De obicei n-am așa puține frame-uri. Dar am un calculator destul de bun, adică... Pana mea. Trebuia să am 100 de frame-uri, nu 4. Ok, hai să lăsăm vrăjeala. Ne ducem la căsuța aceasta unde nu e nimeni. După aia acolo, lutăm și vedem. Poate eventual ne ducem în oraș. N-aia nu prea cred. În oraș nu prea-mi place să mă duc pentru că... E toată lumea, clădirile... Sunt prea multe clădiri, nu-ți dai seama cine de unde trage. E complicat. Și filmez și de obicei în oraș ai și mai puține frame-uri. Deci, nu. Nope. Hai, bossule, aterizează și tu puțin mai repede. Nu înțeleg de ce au făcut atât de lentă aterizarea cu parașuta. Ar trebui să facă puțin mai rapidă. Hai să înceapă șmecheria. Vreau și o armă ca lumea. Nimic. Aceasta este casa care nu conține nimic, băieți. Nimic. Hai să facem așa, dar nu-mi place deloc pistolul ăsta. Hai că ne ducem aici. Alergăm mai repede cu mâinile goale. Avem destul de multe căsuțe să luăm. Și nu cred că a aterizat cineva pe aici. Ceea ce e perfect. Totul e pentru noi. Caselele acolo cred că găsim ceva bun. Dar vreau neapărat o armă să mă pot apăra. Adică cu pistolul nu prea sunt încrezător în mine dacă cu pistolul. Credeam că am auzit pe cineva. Ok, hai să vedem. Open the door. Nimic. Foarte tare. Și... hai că iertăm casa asta. Că ne-a dat armură de level 3. Bun. Nu e rău, dar se putea și mai bine. Hai. Să ne ducem în următoarea locație. Am folosit un sniper. Recent. Car se numește? Car 98? Cu capa? Bă, cred că e cea mai bună armă din joc. Deci arma aia, în combinație cu scopul de ori 4, aia zici că e casa din Hello Neighbor, e prea OP. Deci e un sniper ăla. E prea OP, efectiv. Dacă îi nimerești în cap, sunt morți direct. Am avut meciul ăla, cred că a fost cel mai bun meci al meu. Păcat că eu nu l-am înregistrat. La faza e când mă înregistrez am puține frame-uri și de-aia joc mai bine când nu înregistrez momentan. Dar plănuiesc să fac un upgrade la placa video. Bă, nu prea-mi place mie arma asta, dar mă rog, ăsta mi se pare că e tot un sniper. Dacă trage câte un glonț. Nu sunt eu mare fan, dar... În fine. Aici m-am uitat? Că nu mai știu. Da, m-am uitat. Ok, hai să ne cărăm. Bă, închide și tu ușa aia. Nu cu mine înăuntru. Să zică ăștia că... Cine știe, poate n-a venit nimeni pe aici. M-a zis pe cineva? Nu. Despre ce ziceam? Ok. Să vedem dacă e cineva pe aici. Nimeni. Perfect. Avem vest. Aici de obicei nu e nimic. Da. Exact cum credeam. Bun. Dă-mi cu acela, băiat. Ok, deci. Tot ce avem acum nevoie este de două scopuri, de ori 4. Sau măcar de unul. Credeam că vine cineva cu mașina. Da, vă ziceam că vreau să-mi fac upgrade la placa video. Vreau să o schimb cu un GTX 1080 Ti. Pentru că e timpul pentru un upgrade. În 2015 mi-am luat placa video pe care o am acum. Adică
acest GTX 980 Ti. Și de atunci până acum s-au mai schimbat plăcile video, au devenit mai puternice. Dar developerii, am înțeles că mi se pare că pe 14 aprilie se va face update-ul. Sau 10, între 10 și 15. Lucrează la un update de optimizare a jocului. Pentru că la momentul de față nu e bine optimizat jocul. Practic ce face, din ce am înțeles eu de la developeri, este că jocul, de obicei zonele roșii apar unde sunt mulți jucători. Deci înseamnă că e lume pe aici? Ce ziceam? Jocul îți încarcă clădirile de la depărtare pe care tu nu le vezi. Cam asta face. Și că trebuie să, nu știu, să lucreze ei, să repare asta. Pentru că, na, vor și ei ca jucătorii să aibă cât mai multe frame-uri în joc. Să vedem ofi cineva pe aici. Nici măcar nu pot să mă apăr cu arma asta. A, da, pot să folosesc asta și dacă... Ia stai să vedem. E pe auto asta sau auto? Ok. Sunt două arme asemănătoare ca asta. Mi se pare că cealaltă e AR-ul. Una are auto și una are burst. Dar asta e bună pentru că o să folosim SCAR-ul pentru sniping și ăsta pentru apropiere. Și pistolul ăla n-am ce să fac cu el. Nimic aici. Da, deci doar lootăm la momentul de față. Hai să vedem aici ce se ascunde. Nimic. Opa. Ia dă-te-un cu aceasta. Bun, închid ușile la loc. Nu știu, să zic ăștia că n-a fost nimeni pe aici sau ceva. Așa am eu obiceiul. Ok, aia nici băcar nu știu ce e. Bine, ușile din interior n-ar trebui să le închid. Nu mă interesează. La etaj nu e nimeni. Ia, nimic nici pe aici. Da, mă, ne trebuie un scop de la ori 4. Mamă, ce shituri. Aha. Să avem mai multe glonțișoare. Ok. Unde ne ducem acum, ai întrebare? Hai să ducem acolo. Fi cineva? Abar nu am. Dar am 50 de frame-uri, ceea ce e binișor. Ca să filmez cu 50 de frame-uri e chiar bine. Vine avionul. Eu cred că avionul în jocul ăsta are același scop ca în Sniper Elite, ca să producă zgomot. Atât. Și să n-auzi pașii sau ceva de genul. Pentru că alt scop nu are. Nu face absolut nimic. Să fim cu ochii în patru. Pentru că poate am eu impresia că nu e nimeni aici, dar credeți-mă că mi s-a întâmplat de multe ori să fiu un nicăieri. Și să zic, a, nu e nimeni aici. Și să mă trezesc unul că mă omoară. S-a întâmplat. Avem vestă, aia e faza. Nimic, hai mă, dăm și mie ceva bun. Bune. Opa, cred că am găsit. Fuck. Aoleo. Credeam că e scopul la ori 4. Uite aici se mai ascund ăștia. Aha. Ok. Avem niște energy drink. Ok. Nimic interesant. Niște pantofiori. Nimic aici. Nimic nici aici. Fuck. Nici nu știu unde să ne ducem. Oh, e o mașină. Aici am fost? Că nu mai știu. Acum că avem mașina și ne mișcăm repede. Hai să ne ducem în direcția aia, să vedem dacă am fost sau nu. Am uitat deja. Parcă asta era casa aia, dar am zis că semnă cu aia din Hello Neighbor. Nu ca aia, alea
A, ba da, am fost, e ușa deschisă sau a fost altcineva? Băi, am o memorie de pește. Ok, hai să lăsăm asta, hai să mergem aici. Ok. În jocul ăsta trebuie să am și grijă că... mi-au și damage dacă mă lovesc prea tare. Până prinde mașina asta viteză. 90 la oră e binișor. Nu e rău. Momentan am dat de jucători, dar... încă nu sunt gata, am nevoie de scopul la 4X ca să pot să omor jucătorii de la depărtare. Chiar am nevoie de chestia aia. Deci am nevoie neapărat. Am băieți, vă ascundeți în casă sau ce faceți? Hai că am venit și eu la petrecere, ne jucăm? Jocul ăsta e plin de jucători care campează. Urăsc când mi se întâmplă asta. Închide frate ușa. Bă, închide ușa. Dar nu și cu mine înăuntru. Ok. Să vedem, ne campează careva pe aici? Bă, nu prea. Mă uit în toate direcțiile după... attachmentul ăla. A fi fost lootată casa asta? Încep deja să mă plictisez, nu găsesc nimic bun. Ok, aici am fost, dar aici n-am fost. Nimic, zero, nada. Zero. Fii aici cineva aia. Închide ușa. E chiar rară la 4X. Holographic site, nu. Hai să ne luăm niște mânuși, că ce să facem și noi. Mânuși atât, da? Altceva nu ne dai. Nu mai shotgun-uri găsesc, ești nebun. Nici aici nimic. Zero. Zero barat. Casele astea sunt nefolositoare. Oh, mai e încă una. Mai avem ceva și pe acolo. Amă, pe bune. Chiar nu-mi dai nimic. Wow. E bine că nu e nimeni, dar totuși. Să luăm bandajele astea. Energy drink-ul e bun. Și ghiciți ce, băieți? Nimic. Nimic. Ok, hai să ne cărăm de aici. Încă și nasul. Unde să ne ducem totuși? Deci noi suntem în interiorul cercului practic acum. Deci nebun, nu prea ai unde să te duci, adică nu sunt așa multe case. Sunt acolo. Deci am fost pe aici. Am fost și aici. Hai să ne ducem spre oraș, n-am venit să facem altceva. Nu? În orașul ăsta nu vreau să mă duc. Până urcă trașcaleta asta de mașină. Hai, bosulică! Ne ducem spre civilizație, băieți. În orașul ăsta, sigur, sunt jucători. Așa că hai să mergem la ei, n-avem ce să facem. Nu găsim scopul ăla și mă disperă. Fără el nu pot să mă bat de la depărtare, asta e faza. Și chiar am nevoie. Am fost și pe aici. Că ar trebui să ajungem imediat. Hai la casa asta să vedem dacă a fost cineva. Ia mă, căci că n-a fost nimeni. Hai bă, sări și tu peste gard. Ia. Asta e casa în care n-a fost. Am crezut că e un scop ăsta. Fuck you. Casa în care n-a fost nimeni, ha? Aici cred că sunt băieții răi, vă zic eu sigur.
E imposibil să nu fie cineva aici care campează în casă. Ia uite-l. Opa. Ne jucăm H1Z1 aici, băieți. Stați liniștiți. Ok. Hai să ne bandajăm. Nici nu m-a atins. Uitați-vă că am casca și armura intactă. Am vrut să-l calc cu mașina, dar nu prea a intrat mașina în casă. Hai, bă, zi-mi că ai ceva bun la tine. Zi-mi că am meritat să te omor. Mamă, cum am rupt ușa aici, nebun. Ăla să te-a ciucit, așa. El e... Nu. N-avea nimic bun la el, prostul. Avea asta bun la el. Ești bravo, băiatule. Te-am omorât și degeaba. Avea mașina, vedeți? Vă zic eu că era imposibil să nu dăm noi de cineva. Păi și tu îmi zici mie că n-ai lootat casa asta? O să nebunezi dacă mai face de multe ori așa. A, naiba. Credeam că e un scope. Bandaj, nu cred că a lootat. Chiar a campat în casa aia. Bă, deci ăștia sunt nebuni rău de tot. Deci n-ai mai văzut nicăieri așa ceva. Bă, campează ăștia aici. Hai să vedem și noi un energizant măcar. Să ne facem viața. Nimic. Nu e nimic. Pistoale. Chiar nimic, bă, ești nebun. Oh, uite o cameră aici. Bă, e bun și medkit-ul, dar n-am ce să fac cu el. Săi, boss. Nu prea vrea. Hai, băieți, care e pe aici? Adică, inițial când m-am apucat de joc și eu campam. Deci jocul e făcut să campezi, e foarte, foarte interesant structurat. Chiar te faci așa să vrei să stai într-o casă și să aștepți să vină cineva, dar nu? Plictisitor. Nu-mi place să-mi pierd vremea. O fi fost în casa aia? M-a văzut el cu mașina, a zis, bă, gata, am campat destul, hai să-l omor pe prost. Hai că-l fac praf, ce a zis. Am impresia că ăsta e un item, știi? E cineva aici. Nope. Cred că a luat el. Bun. N-a intrat nici în casa asta? Opa. Na. Vine cineva. N-am de gând să stau să-mi pierd timpul. Unde ești, mâncați? Trezește-te la realitate și lasă campatul. Ce ne-a adus livrare specială pentru... Stai puțin, nu. Livrare specială pentru mine, mulțumesc. Chiar nu era nevoie. Ce ai pe aici? Dă-ne nouă asta. Ce-ți mă ochelari ăștia, ești nebun? Da, asta încoace, bandajele n-avem ce face cu ele. Backpack. Ok, ne-am trezit la realitate? Da. Mă, ăsta-i scarul are... A, ăștia folosesc aceeași muniție? Deci ăsta nu ne trebuie. A, ok. Nu e rău. Deci acum avem scarul. Hai să mai bem un energy drink. Să avem viața 100%. Scarul e un fel de sniper, dar e foarte slab sniperul. Dacă aș găsi Car 98, vă garantez că aș fi cel mai fericit. Na, hai să ne urcăm în Dacia, ce vrei acum. Hai să plecăm de aici. Bă! Nu prea... La mărimea cercului ăstuia nu prea m-aș mai băga să campez. Adică, pardon, nu m-aș mai merge cu mașina, m-aș băga la campat, că nu prea ai ce să faci, știi?
Dar hai să mergem prin, hai să mergem din casă în casă să-i omorâm pe ăștia. Venim frumos cu Dacia, ne aud băieți, intrăm peste ei în casă și-i omorâm, cam ăsta e planul meu. Hai mă, Dacia, urcă. Seamănă cu o Dacia? Clar seamănă. Hai să vedem pe băieți. Scoatem automata. Nimeni? Pe bune? Aud niște glonțe prin dreapta. Hai să lăsăm mașina și să ne cărăm de aici. Că nu rezolvăm nimic. Aud niște glonțe pe aici, nu știu. Să vedem. Nu prea avem ce să facem, adică uite-te și tu ce zonă de final. Nu prea sunt clădiri. Aia o să vină mulți din partea aia, vă garantez, că vin din oraș. Și ala cred că venea la fel, fraierul. Cred. Am putea să campăm într-o casă, dar... Ăsta e stilul meu, să campez într-o casă? Aș putea. Pentru că dacă stau aici, într-o zonă deschisă, mă poate ataca oricine. Ia. E cineva pe aici? Nimeni. Hai să stăm puțin aici să campăm. Până se micșorează cercul iarăși. Ca să am... aici se duce cerculețul, ok. Mi-e cam frică în momentul în care se micșorează cercul de faptul că pot să fiu atacat de peste tot, nu știu. Nu prea știu să mă ascund în jocul ăsta. Să am un loc bun din care să campez. De-aia am zis să campez aici, în interiorul casei. Până când mai mor băieții, ca să rămânem mai puțini. Cercul s-a micșorat, deci o să ne ducem în clădirea asta și omor... Sunt multe case pe aici, intru în fiecare și omor pe băieți. Frumos. Cred că mi-ar fi prin... Mamă, și m-am speriat, a apărut caracterul meu, că a venit și ea. Mă gândeam să schimb asta cu un shotgun, dar... Scarul, mamă, ce mă oftic că nu am... Car 98, bă, e prea bună arma aia. Ok, hai să ne cărăm de aici. Hai să ne punem ținta. Deci ne-am pus-o... Să fim cu ochii în patru, totuși. Aud o mașină, cumva? Aud prin dreapta. Pe aici. Unde sunt casele, totuși? Văd una acolo, dar aici nu e nicio casă? Văd una în partea aia. Oh, bună. La casa asta e cam aiurită. Cred că trage cineva în mine. Hai să mergem să-l omorâm pe ăsta din casă. Ah, nu e nicio casă aici, ești nebun. Că ne ducem în față. Fac, nu e nicio casă aici. Trebuie să mergem la aia. Aia e casa perfectă să campezi. Casa din Hello Neighbor, ești nebun? Pa. Păzea că se omoară băieții. Ești mă la suprafață, nemernicule.
Cred că aici e la etaj. Trezirea! Lasă campatul! Bine, nu cred că campa el doar strângea itemele, dar totuși. Se închidem ușa asta. Ok, bun. Hai să vedem ce iteme avem noi aici pentru Irafael. Stai, nu mor, nu? Că sunt în interiorul cercului, dar sunt fix la geam ca prostul. Energy drink. Oh my god, oh my god, oh my god. Bine te-am regăsit. Asta e arma mea favorită. Dacă reușesc să... Okay. Ăsta e sniperul adevărat. Effective range, power. Dai cu el de... N-ai cum, arma asta e prea OP. Dar am un lag. Gata, ho. Hai să ne potolim. Cam campat destul. Ia să-i vedem pe băieți. Ok, am un lag. Bă, dacă n-aș avea lag. Vine cineva. Pregătim arma. Locul ăsta e perfect, dar poate să tragă oricine în mine. Hai să verificăm ușa. Mai sunt 6 în viață, ești nebun? Verificăm ușor ușa, nu e nimeni. Mă, stai puțin, deci eu am armură de level 3 și am șapcălie de level 2. Nu găsesc eu o șapcălie de level 3? Uitați-vă ce lag am. N-au nici ăștia. Dacă aș avea măcar 50 de frame-uri. Cine trage mă ăla? Mie să nu vină cineva prin spate, știi? Bă, suntem poziționați bine, mai e un minut. În casa asta, ia să vedem care e casa. E casa la care m-am uitat eu. Acolo se termină. Opa, opa, opa. Care trage? Care trage? Da, hai să intrăm. Nu știu de unde trage, din păcate. Nu-l văd. Voi îl vedeți? E la copac? A, îl văd. Aha. Trece în direcția aia. Ok, trebuie să ne cărăm de aici, pentru că nu mai avem prea mult timp. Eu am sniper, dar eu totuși mă duc cu arma asta să-i spreiez. Ah, l-am văzut. Zic că nu mă omora, cu te rog. Mai dă-mi o șansă. Știu că mă ia... Da, sunt poziționat prea prost. Ce moftic, m-a prins prost rău de tot acolo. El era în interiorul cercului și mă campa din interior în exterior. Și da, am vrut să o ocolesc, dar era zona aia pe unde nu puteam să urc, știi? Și am vrut să mă grăbesc repede ca să nu mă omoare, pentru că ultimul cerc dă foarte mult damage, știi? Am jucat foarte nasol aici la final. Aș fi putut să joc mai bine, de atât m-am dezorientat pentru că am ieșit prin fața casei. Trebuia să ies prin spatele casei și să mă duc fix unde era el, unde a ajuns el. Deci de unde m-a omorât el, acolo am vrut eu inițial să ajung.
Dar am ieșit prin fața casei și dacă am zis, bă, dacă tot am ieșit prin față, hai să mă duc direct la el. Dar n-am realizat că era trecut. Adică uitați-vă unde am eu mausul, da? Deci aici era casa. Aici era casa, dacă nu mă înșel, sau aici. Eu am vrut să mă duc așa. Și eu m-am dus ca prostul așa. M-am dus pe partea elaltă. A fost greșeala mea aici, dar nu mă oftic. Păi, dar a fost un meci bunicel. A fost un meci cam ciudat, dar a fost un meci bunicel. N-a fost un meci chiar atât de rău. Adică mi-a plăcut, mi-a plăcut. 3 kill-uri, chiar dacă mă ajut pe locul 4, bunicel. Cred că ajută la rank, adică... Cred că sunt... aveam ultima dată rankul 40.000. Ia să vedem ce rank am. Se updatează mai greu rankul, deci... Meciul ăsta o să se updateze probabil în 5 minute, deci nu o să vedem chiar acum. Dar sunt curios. Nu zic că îmi dă bug-ul ăla în care... Ah, nu, ok. 29.000 acum. 33-20.000. Ok. E ăsta de pe primul loc cu... Câte win-uri are? Ah, nu ne zice. Sau? Ba, nu ne zice. 25 de win-uri. 300 de kill-uri. Bă, a fost... A, greșeala mea acolo. Se vede că sunt începător, știi? Dar m-am distrat în meciul ăsta. Eu sper să vă fi plăcut și vouă episodul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!